Până atunci însă, colega noastră Evgenia Chironache vine cu dezvăluiri importante în legătură cu sabotorii acuzați de Putin, rușii care luptă în numele Ucrainei. Veți vedea și legătura românească sau mai degrabă cine încearcă să bage și România și în această poveste. Evgenia, bună seara! Bună seara! Evgenia, am văzut cu toții câtă controversă a stârnit acest episod dincolo de granița rusă, un detașament fără identitate asumată, pătrunde, desfășoară un atac, acuzațiile de la Moscova sunt extrem de grave, cum că au deschis focul asupra unor civili, că a fost implicat o familie, inclusiv copii. Ei bine, tu ai reușit să identifici mai îndeaproape personajele, nu? S-au mai schimbat lucrurile între timp. Identitatea se știe a acestei organizații. Au fost identificați și autorii. Problema este ce au făcut ei exact acolo și ce se spune că fac. Și cine sunt acești băieți? Despre asta e foarte important să discutăm. Cine sunt acești băieți? Bun. Deci, pornind de la liderul lor, da, care și apare în acele imagini, putem să spunem că sunt niște băieți de extremă dreapta din Rusia, cetățeni ruși, care au venit în Ucraina prin 2017. Unii au participat chiar mai devreme la Maidanul din 2014. Se spune că ar fi vreo 500 de ruși cu cetățenie rusă care ar lupta pentru Ucraina, fie chiar sub aripa, oficial sub aripa armatei ucrainene, fie în cadrul unor batalioane care sunt semi-legale, așa. Paramilitare, da. Paramilitare, militare și așa mai departe. Dar e clar că toate aceste organizații sunt tolerate de forțele armate ucrainene și că se colaborează cu ele sau sunt folosite în anumite momente. Lumea uită că acest conflict e deschis de mult și că nu în 2022 a izbucnit și tocmai de aceea spuneai, unii dintre ei au venit încă din 2014-2017. Exact. Să se alăture acestor mișcări de rezistență împotriva Rusiei. Problema este, de fapt, sunt mai multe speculații și mai multe variante. Și adevărul e greu să-l stabilim, dar vom încerca. O să vedem două dintre selecțiile pe care le-ai făcut tu, dar una dintre ele, ce să vezi, ne bagă și pe noi în povestea asta. Adică putea să fie ceva în care să nu existe România implicată? Nu cred, nu? Nu știu, eu când am descoperit chestia asta, deci a fost pe la două noapte, ca să zic așa, și am fost efectiv șocată. Băi, și aici, și aici România, da. Așadar, presa semi-oficială rusă, nu? Nu chiar. Adică ziariștii de opoziție, ziariști ruși de opoziție care se află acum prin țările baltice și chiar și-au organizat redacțiile acolo, care au fugit de regimul Putin odată, televiziunile ucrainene a doua sursă și prima sursă, spun ei, că ar fi chiar rușii. Dar doar că de data asta, ci că nu mint. Care spun că arma liderului acestei organizații este fabricată în România. Haideți să vedem.